Înainte de colectiv, absolvisem facultatea de film, un ATC-ul. Lucram ca operator imagine la Prima TV la știri, pe teren. Aveam și o formație Up to Eleven în care cântam la tobe. Tocmai lansasem în 2014 primul nostru album fix în colectiv. Eram toată formația în seara aia în club. Leo, chitaristul nostru, din păcate a murit. Liviu, basistul, a fost și el rănit. Iar Mircea, solistul vocal, este singurul care a scăpat nevătămat, la limită ce-i drept, dar a scăpat. Astea erau lucrurile pe care le făceam înainte. Dacă până în seara respectivă erai un om, făceai ceva, trebuie să te obișnuiești că, având amputații și suferind ce-ai suferit, nu vei mai fi ce-ai fost. Și dacă vrei să faci ce făceai înainte cu atâta ușurință, trebuie să muncești foarte mult și trebuie iarăși să te obișnuiești cu imaginea pe care o porți. Unde te duci, lumea vede pe corpul tău anumite, vede rând, vede urmările. Și știi că tot timpul ori se vor uita curioși la tine, ori îți vor pune întrebări pe care le înțeleg, sunt normale, dar trebuie să te obișnuiești cu noul tău statut. Ești alt om. E o muncă psihică grea? Da. E foarte complicat. Am trecut, bineînțeles, prin fazele prin care trece orice om supus unei aceeași, unei asemenea traume. Prin faza de revoltă, în care nu vrei să înțelegi, prin faza de negare, în care crezi că e tot un vis. Mă așteptam la un moment dat, băi, eu o să mă trezesc, hai, pe bune, e o glumă, e un vis. Până la urmă accepti. Cum am văzut flacăra, nu m-am panicat, în schimb mi s-au ascuțit toate simțurile și am zis că este bine să o iau spre ieșire, n-am luat-o la fugă, am grăbit pasul, deja se blocase. Erau oameni căzuți în ușă, era deja un morman de oameni, atunci pur și simplu am crezut că voi muri, am avut această senzație, sentiment, am crezut că s-a terminat, pentru că știam ce vine din spate. A fost o tristețe pe care nu am mai simțit-o și sper să nu mai simt niciodată în viață. Pur și simplu am fost cuprins de niște regrete pe care nu credeam că le poți avea înaintea faptului împlinit. Regretam că mor atât de tânăr, regretam că nu am avut timp să-mi întemeiez o familie, să am copii, și regretam că familia mea va trebui să treacă prin pierderea mea.